5 autospeciale au fost donate Inspectoratului General pentru situații de urgență de către pompierii voluntari din Austria. Acestea vor ajunge în raioanele Aneni Noi, Edineț, Streșeni și municipiul Chișinău. Angajații GSU spun că, deși au destule mașini de intervenție, 40% dintre acestea sunt vechi și necesită să fie schimbate. Una dintre autospeciale va ajunge în satul Căpriana, raionul Strășeni. Primarul afirmă că localitatea este înconjurată de păduri, iar în ultima perioadă sunt înregistrate mai multe incendii de vegetație. 20 de minute. Asta este termenul care echipa de la Strășeni poate să ajungă la Căpriana. Deci noi am optat pentru acest punct de pompieri și pentru această autospecială, pentru că între aceste 20 de minute, măcar 10 să putem noi să-i ajutăm. Noile autospeciale sunt mai performante, spun salvatorii. Numărul de autospeciale la moment corespunde, dar sunt foarte multe autospeciale care sunt vechite. Timpul de reacție respectiv este mărit. Studiind pompele autospecialelor respective, sunt de o capacitate mai mare. Mașinile de intervenție au fost donate de Organizația Pompierilor Voluntari din Austria. Aceste mașini au fost folosite în Austria. Proprietarii acestor autospeciale au refuzat să le vândă și au decis să le doneze salvatorilor din Republica Moldova. Această asistență ne ajută să ajutăm cei care reprezintă localitățile noastre, în mod special autoritățile publice locale din sectorul rural. Este un gest de solidaritate profundă. Inspectoratul General pentru Situații de Urgență are în dotare 277 de autospeciale de intervenție.